Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Am gândit că dacă tot am ajuns la căsuța mea, să facem lucrurile împreună. Sau dacă nu, măcar o parte. Fac pe inducție de mâncare pentru că în sobă doar noaptea mai facem câte un pic de foc. În rest, pe inducție. Eu o să fac o mămăliguță cu brânză. Am ajuns la făina de mălai adevărată. Și că mălai nobil. Ce ziceți? Să prind aici o lumină să se vadă mai bine, că e aici un pic căi după, băgat după un colț, parcă stau ascunsă. Și vreau să am o ciorbică ce-a rămas de cum am ajuns și ne mâncăm mâncare așa a doua zi. Deci noi nu trebuie neapărat în fiecare zi altă mâncare. Am pus apă să fiarbă și vreau să fac cratița de fontă, dacă vă aduceți aminte. Uitați! Sunt foarte bucuroasă și vreau să vă spun și vouă bucuria mea. Tot ce am cumpărat din târg, bineînțeles că am cumpărat ce mi-a plăcut. Și acum am fost cam pe o idee cu copiii că majoritatea lucrurilor le-au plăcut și lor. Și mai bine de 90%. Le-am împărțit lor și atât de mult mă bucur. Deci tot ce am cumpărat mi-a plăcut, dar cum am menționat și acolo, am tras nădejde că o să le placă și la careva dintre copii și să le dau cu drag. Așa că exact așa s-a întâmplat și am rămas cu puține lucruri, dar suficiente. Deci nu mă plâng, că oricum mai am de dat, mai am de dat. Și deci am dat și cratița de fontă și ramechini și boluri și cam tot. Ustensile, deci mi-am dat multe lucruri, mixerul mi l-am dat, soțul și-o dat cafetiera, că a rămas cu unul mai mic, dar nu contează. Noi ne bucurăm că putem să fim de ajutor și ei au mai mari nevoie și asta pe mine mă bucură. Dacă am o cratiță, o tigaie și două farfurii, pentru mine este suficient. Și oricum ei au mai mari nevoie. Deci acum am eu vasul în care pun eu de obicei făina de mălai, dar și-mi place de asta de fontă să fac mămăligă cu brânză. Că mai avem ciorbică și cu mămăliga cu brânză iese meniul perfect, zic eu. Am reușit să ne facem un pic de curat pe aici, pentru că se depune, dacă nu locuiește nimeni, copiii au mai fost și au mai cosit, dar nu prea au stat ei mai mult pe aici, că nici nu le place să vină aici dacă nu suntem noi acasă. Așa, să-l las chiar la minim și să-l lăsăm să fiarbă la foc foarte, foarte mic. Între timp, vreau să vă arăt, se vede că am montat robinetul. Aici, bidonul este sub chiuveta și merge. Pot să spăl vasele, să le limpezez. Deci o să le spăl cu apă rece. Nu e foarte rece dacă stă în casă apa. Nu este foarte rece. Și dacă îmi trebuie apă caldă, am și în oală. Să vedem dacă se vede oala pe sobă, sigur că se vede. Deci am și oala cu apă caldă, dacă e ceva mai usturos, dacă nu, cu detergent, ca să vă arăt de care spăl, cu ferii. Asta merge și la apă rece. Am încercat mai multe variante,
dar am crapă mâna, mie cu astea merge cel mai bine și de obicei, numai chiar dacă nu găsesc, iau și după aia îmi caut să-mi cumpăr din acesta. Ne-am scăpat și de bidonul de aici. Și atunci, oarecum, am avansat un pic și am pus acest distribuitor de apă și foarte practic. Deci chiar sunt super, super, super mulțumită. Super mulțumită. Astăzi urmează să mergem în oraș să ne cumpărăm o cositoare nouă, pentru că asta s-a stricat și avem urgent nevoie de cositoare și până să o reparăm, automat, bineînțeles că nu aruncăm, că noi o reparăm și două nu este prea mult aici la noi, că dacă vin copii să ne ajute, nu mai o aduc pe a lor. Trebuie să ne cumpărăm și o drujbă mai mare, dar deocamdată cositoare vrem să ne cumpărăm. Și am zis ca să mai povestim un pic și ne simțim foarte bine acasă. Deci că acasă nu-i nicărie și acolo unde stăm în Franța, oarecum e tot casa noastră, adică a băiatului. La el stăm, dar casa noastră e casa noastră, intimitatea noastră și astăzi o să trec și pe la mama, dar probabil că nu o să filmez, pentru că nu o să stăm foarte mult. Acum merem doar o vizită scurtă, neapărat să o văd, măcar acum cu tehnologia asta, parcă nu-i distanța așa de mare dacă ne vorbim des și ne vedem. Dar totuși, altfel e reacția când ne vedem. Se dau și ei darurile care le-am adus și revin tot în filmarea aceasta cu să vedem cu ce ne achiziționăm. Dar deocamdată suntem acasă și doar pe la miază mergem. Masa a rămas deschisă, cum a fost copiii, doar am adunat, cum a fost ieri. Și să vă arăt și acest distribuitor, l-am pus aici, deci apa din bidon, deci e provizoriu pus aici, încă trebuie să-i căutăm un loc perfect. Și apa de băut, uitați. Suntem încântați, deci asta se alimentează din bidon, e apa Bucovina, apă plată, iar aici, după cum am spus, e sub chiuvetă, acolo este furtunul băgat, acest bidon a stat pe pervaz până acum și acolo sub chiuvetă merge furtunelul sus, nu știu dacă se vede, și se e conectat sub el și așa vine apa aici, uitați. Bun. Cam asta, să continuăm să facem și mămăliga cu brânză. Revenim la mămăliga noastră, a fost un pic afară. Fac așa, am pus în moluri diferite pentru că fac cu brânză diferită. Soțul nu poate să mănânce orice fel de lactate. Asta este brânză burduf și asta poate să o mănânce, dar cașul de casă, de exemplu, el nu o poate mânca. Și atunci fac un pic de separatisme. Și lui fac cu brânza burduf.
și mie îmi pun și burduf și prânza de casă. Așa. Să-mi pun și mie un pic de burduf. Eu așa fac în straturi. Mămăliga cu brânza în straturi. Acum fiecare cred că face cum îi place. Nu neapărat zona ai de vin aici. Contează și cum îți place. Așa. La soțul nu-i pun multă pentru că nu să și gust. Nu am spus că la mine pun și caș de casă și am pus să nu cumva să le confund că el nu o să mai poată să mănânce. Așa, și mi-au rămas niște jumeri. Am vrut să prăjesc slănină, dar mi-au rămas niște jumeruțe care vreau să le pun printre, ca să nu rămână aici. Așa. A, 12 și 10. Cât timp mai ai? 10 minute? 10 minute vine și să mănânce. Bun. Așa, cam atât au fost jumerele. Și punem în constrat de mămăligă. Așa, să o împărțim corect. Așa. Asta e vasul un pic mai mic, dar suficient pentru mine. Bun. Untură de porc, primit-o proaspătă de la una dintre nurori și mie îmi place foarte mult să gătesc cu untură de porc. Și sunt și mâncăruri care nu le poți face cu untură. Și atunci o să fac, folosesc ulei de măsline. Așa. Poate că mai pun un pic de mămăligă aici. Bun. Și încă un pic de mămăligă. Bun. Asta e ultimul strat. Pun la soțul prima dată să nu tai cu. Așa. Ca nu cumva să fie atins de brânzica mea. Așa. Poate că ar ajunge. Ia să vedem noi. Să-i mai pun un pic. Și la mine pun, numai de aia pun la mine un pic de brânză de asta, pentru că cașul de casă nu-i sărat deloc. Și asta e un pic sărată și atunci să compenseze oarecumva un pic gustul. Așa. Ce ziceți de această minunăție de mâncare? Așa. Bun. Cred că am gătat aici. La soțul am gătat. La mine mai pun un pic de
Brânzică de caș de casă. Așa. Bun. Ia să vedem, vreau să pun un pic de slănină. Un pic de slănină. Peste. Asta o pun în pungă să nu miroase foarte tare în frigider, că e o problemă. Și atunci, bun. Brânzica asta iară în frigider și vreau să tai un pic de slănină. Ca să chinuie soțul cu drujba, dar nu cred că reușește ceva. Dar acum important e să reușească să facă ceva. Și ca să le rumenesc un pic, cuptorul mare e păcat să-l pornesc. Acesta nu, cuptorul de aici. Așa, stați să vă arăt. Deci cuptorul nu merge. Deci cuptorul acela nu merge. Adică nu este pornit. Și atunci am pus în acest vas și îl bag în aer free. Să rumănesc un pic deasupra brânzica. La temperatură maximă 5 minute. Uitați ce bine arată. Să vedem cât s-a rumenit. Super, super bine arată. Și cam așa arată meniul meu. Ciorbica făcută de una dintre nurori. Am făcut felul, ca felul 2, mămăligă cu brânză. Și ca desert avem prăjitură cu mere făcută tot de una dintre nurori. Super bună! Acum rămâne de văzut dacă mai putem mânca acum și desert, dar eu l-am pus pe masă. Aștept pe soțul să vină la masă. Vii, dragul meu, la masă? Poți? Bine, te aștept! Bun, deci asta este meniul pentru astăzi. Și fugă la oraș. Da, am luat o jucărie. Dragul meu. Dragul meu. Și nu mai avem răbdare până mâine. Și acum doar încercăm să o montăm. Să se spune sau da. Cositoare. Ce este? Montat un motor. Da. Capacitatea cilindrică. Da, să vedem ce e capacitatea cilindrică. Cilindrică e 51,7 cm, 1,45 kW, 2 cai putere, destul de tare. Da, greutatea are 7,8 kg, aia e destul de grea. Da. Zi, în spate 7 kg. Da, da.
Și firma o cunoști? Nu, n-am auzit. Acolo e garanția. Roto. Dar asta e. Și vampir pe. Cum se cheamă? Ce? Aia. A, fir. Asta e firul care, nu, sper, să vedem să fie bun firul, ce l-am adus din Franța. Uh-huh. Asta e un mâner, nu, uite, vezi, ăsta a rupt. Ăla s-a rupt. Da, la alte. Știi? Uh-huh. Asta e o chestie. Și asta la alte sunt mai multe chestii. Am avut una care s-a stricat. O avem una, nu că am avut. Avem una, dar s-a rupt întrerupătorul. Am vorbit să o duc la reparat, până o duc la reparat. Cu reparatul, nu știu, poate să durează 10, 2, 3, nu știu. Vine în funcție de cât, ce dispoziția au ăștia ca să o repare. Și să o... Nu știu, dacă vii să mestec uleiul, e tare asta. E gradat, ai înțeles? Da? Da. Uh-huh. Da. Și asta e un disc care... Nu se ia jos marginea aia. Ba da, ba da. Ba da. Să nu te taie, că e taie. Eu l-am întăiat sau l-am pune când o să-l montez. Așa că pe asta scria că e bun și pentru crengi, deci eu o să văd, nu numai iarbă. Mă interesează, dar o să văd. Asta e gaura, asta e dimensiunea cu ce am adus eu aia din Franța, știi? Și eu aia poate să montez. Unde e aia? Trebuie să ascultez un pic. E acolo un gulac. Bun. Dacă am dat pe asta, nu ne mai trebuie la moment, da? Da. Nu ne mai trebuie. La ce discul. Și te-a pus să faci puzzle-ul. Da. Să mă uit la motor să vedem. Aici ca să-l întors. Teoretic m-am și prins deja. Dar rupe punga că mai ușor o scoți, nu? M-am și prins deja, teoretic. Că se montează direct aici, deci are ca un cardan, așa ca o transmisie. Așa arată de sus. Și ce diferență e asta între ce ai aia? Și motorul mai mare. E diferență și motorul mai mare. Acolo ce jucării ai? Aceste piesele, șuruburi. Și cheie care trebuie, cheie de bujie, șurubă. Normal, înseamnă că ai toate, tot ce trebuie aici, la îndemână. Da. Nu mai trebuie să mergi. Unde să merg? Să mă duc scurând? Să mai aduci ceva scurând. Uh-huh. E mai ușor cu munca, vezi? Cu roto... Rotac. Și astea aici sunt cornele, nu? E transmisie. Bine, zic eu cornele. Cornele, trebuie cornele pe mață. Cornele aici. Da, aia e una. Tija de la transmisie. Dar așa de lungă e, îi? Dar parcă aia alta nu e așa de lungă. Da, a fost în două. Deci mă bucur că e așa, pentru că e ușor de montat. Da? Dar nu, aia arată a fost din două. Așa, aia arată a fost adică din două. Adică din două, practic. Tot un picat. Și asta tot vine aici, tot și e gata montată. A, așa de ușor? Da. Asta e chestia ca să o cheți aici, așa. Cornele vin aici. Nu, înțelegi? Uh-huh. Trebuie, e frumoasă jucăria. Da, chiar. Așa e? O costat 699. 99. Da, 699 de lei. Asta fiind partea care... Mai multe... Și asta a fost separat. Asta se montează de acolo. Aici sunt
Trebuie să vedem destumbălul de acolo. Asta e transmisia, dragoste. Da. Asta e transmisia și aici motorul va cupla și va învârti. Deci el înăuntru interiorul țeava asta are un, ca un cardan, ca o... Învârtie. Și atunci când învârti, se ajunge transmisia acolo, la cuțit. Aha, e tare. Da. Încerc să o pricep și eu. Acum eu scur rântașul, dragul meu, no. Acum... Asta vine cluburile. Doar te... Trebuie să fie cluburile. Și mă se pun la pe... Și nu mi-a spus cea mai importantă parte. Da. Că vreau eu să par, că nu, că cum n-am nevoie de ochelari. Da. Dar, după ce am dus, vreau mea că nu am nevoie de ochelari. Da. Ciurbule frumos toate aici. Cheia e fixă, cheia e, da, și îmi place. Și față de aia, la altă, nu mi-era dat, adică utilaje scurte, știi? Da, ca să pot să montez. Dar cred că în carte ai și desenul. Da, bine, așa, te dau imbus. Fiecare are... Nu, ăsta, că ăsta la timbus. Ăsta. Poate mai mare. Deci, poate mai mare fiind la cuplaș. Atunci, la ăsta, da, ăsta vin. Ar veni, astea mici. Cred că se bagă aici. Așa, da. Nu, ca ce? Are și urmă. Bine, asta e mici. Unii nu trebuie să știi. Poate consulți pe altă carte, nu? Da, bineînțeles. Și cartea se poate consulta, nu trebuie. Așa că am garanție, știi, pe de carte. Da. Ia să vedem. Prețul. Da. Total, îi... Bine, cu tot ce am cumpărat de aici, ridic un pic asta, te rog. 775, că am luat și eu ulei. Am luat și... Da, asta e motocoasa numai. Da, motocoasa umăr. Da, ai luat ulei pentru lanț, la drujbă și da, am luat... Da, și ulei pentru amestec la benzină, pentru motorină. Da, da. Montarea e destul de simplă. Cuplăm aici la motor. Înțelegi? Da. După aceea o să vină. Ceea ce am rămas surprins că nu are nimic ca ce, o garnitură, dar nu trebuie, că dar nu, teoretic nu curge nimic. Teoretic nu curge nimic. Acum rămâne, e văzut, nu? Da, dacă nu, mă duc să o bag în casă și pornesc. Pune mâine și atunci continuă mâine filmulețul. Deci 100%. O să poți dormi la noapte că... Da, nu pot, dar ce fac? Am cum să pornești noaptea? Da. Stăm noi la țară în capătul satului, da? Nu. Totul să pornești drujba? Nu, glumim, deci nu-l pornim. Mâine, nici nu dimineață, că până dimineață ala să ploaie asta să zvânte și după ce... Dacă aici plouă, da. De două zile plouă, așa-i? Da, da, da. De ce ieri o plouat? Da, foarte bine. Dumnezeu, astăzi? Dumnezeu știe mai bine ca și noi, că noi oamenii nu iau. Eu apel nu m-aș fi oprit. Da. După voseala de pe drum mai făceam și ceva. Și cu copiii în vizită. Dar așa, măcar am stat și am odihnit un pic. Da. Am fost și deja la oraș. Da, pare destul de, mie se pare mie asta un pic mai robustă, mai adevărată decât aia care a avut-o. Și aia altă a fost ok. Și motorul e ok. Acum avem. Dragi. Da, tot așa zic că am avut-o. Cu care ai lucrat înainte? Nu, dacă s-a stricat un buton, să nu mai avem. Și o să duc la reparat și duc să am două cositoare. Și când o să vină copiii, atunci avem două cositoare. Și mai vine cu una și trei. Da, sau în caz de să nu mai trească să o care pe ei, când vin să ne ajute, adă și cu... Da, nu. Da. Și știi ce ne mai trebuie să mai cumpărăm pe viitor? Da. O drujbă mai mare. Ar fi bună. Așa e? Bine, da, acum ne-am gândit. Asta-i trebuie să fie, dacă tot Timi tot o aduce... Îmi fac treaba cu ea, slavă Domnului, dar nu, e bună. Da, asta da, nu e mic, dar avem da. Și aia mică. Da, casă e bună orice, deci...
Da, aia mică unde e, s-o duc în, să o punem la încărcat. Nu, vezi, acum, ia nu mai poți să îmbătești acum, cum ai mers de prima dată, pentru că deja, acum ai cuplat la motor. Da. Pune cornele. Da. Să vedem, cu asta mică, vezi, asta se desface, astea. Da. Dar pune jos aia până desface. Nu? Ar fi mai simplu. Așa de entuziasmat încât... Da, acum tu cu jucările tale ești entuziasmat, eu cu jucăriile mele și fiecare cu jucăriile lui. Da. Ei, nu. Când îi cumperi la bărbat o jucărie nouă, deci... Dacă da. Recunoaște că tu n-ai vrut să-l cumperi. Nu ăsta, am văzut unul mai ieftin. No, dar era vorba de bani puțin. De 80 de lei. Da, ceva de gen, 80 de lei, 80 de lei chiar. Da, pentru că diferența era, ăla era 629 și asta e 699. Da. Bine, am luat ceva de prețul mediu, deci nu cel mai scump, dar nici cel mai ieftin. Deci înainte la asta erau vreo 6, așa-i? Da. Înainte la asta erau vreo 6, dar am zis că... Bine, ce trebuie pe viitor să-mi cumpăr o vestă. Eu văd că și la asta vestea e foarte amărâtă. Da, deci îți trebuie o vestă. Aia care am văzut-o era, cred că, bună. Așa e, 150 de lei era vesta. Că ai văzut la Einhard, la din ce-o comandat și tata din pe internet, ce veste bune au. Da. 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 Poate că dacă avem răbdare, îmi luam din pe internet o motocositoare, un Einhard, de la și... Dar cât costa una din aia oare? Nu m-am uitat pe internet. Nu, că am zis că nu mai stau până vine pe internet. Da, până vine poșta și noi trebuie să ne cosăm aici. Da. Cocosât copiii în față așa, da, așa, dar... Da, că la mine lemne de acolo în iarbă. Da. Și-s multe. Și, na. Trebuie să-l desfaci de tot. Nu-i destul dacă îl ridici numai și îl... E ok. Următorul ghidon. Eu cornii îi spun. Așa, montăm înapoi. Am început în greșeală. Greșeală din șurubăreală. Bine, asta le poți spune cum vrei, mai sus, mai jos. Da, vezi? Stai, vezi că e acceptabil. Mă, ce te știi ca un om mare. Da. A, bun, stai un pic să vedem. Vreau să văd ce scrie aici. Ah. Deci trebuie să te citești cartea. Așa scrie? Da, trebuie să ai cască, mască. Uite, vezi? Mască. Am ochelari. Ai ochelari. N-ai de astea și pentru urechi. Eu am avut. S-ar putea să am. Așa-i? Da. Îți trebuie mănuși și cizme de cauciuc sau bocanci. Să vedem. Ies un pic să vezi. Aici, 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 destul de greu motorul. Destul de greu motorul. Și așa dată la cărți aici. Am zis, eu zic că ok. Și mai mare decât aia l-alta. Ce? Cum ți se pare? La lungimea, la... Eu cred că îmi pare și la corne. Dar nu mă deranjează. Nu mai de corne. Și eu zic că... Dacă ăsta vine... Hai să-mi iau. Să-l pun. Hamu? Hamu, da. Și după aia pui și discul pui prima dată. Aici am vrut să mai vedem. Deci că trebuie să fie de la 15 metri distanță persoana unde cosăști. Deci eu să fiu la 15 metri? Nu tu. Deci eu dacă vin să caz gura, nu pot să mă apropii mai mult de 15 metri. Ți se pare corect? Ți se pare corect? Așa. Păi cum acum doar te joci. Nu, mi-am pus de pe tricou. Da. Te după aia mai gros. Da, ia să. Și am vrut să doar vreau să văd cum bate aici. Greu să agață. Că nici ai altă nu agață, e foarte ușoră. Parcă asta e mai simplu un pic, așa e? Nu, nu. Eu zic că mânierele trebuie să dau un pic mai sus, că trebuie să stau cu coșat. Da, trebuie să tragi mânerele, poți să-l tragi mai în față, da. Da, le pot da un pic mai încoace. Uh-huh. Stau așa.
de asta am vrut să fac chestia asta. Da, ca să vezi. Și după aia vezi taiați sau modifici după... De asta am vrut să vezi, să văd. Să fac așa. Să vedem acolo cum e. Apoi nu sunt foarte, din punct, foarte grozave, da? Deci ne trebuie neapărat o vestă de treabă. Da, nu știu, aia e 200 de lei. Și am văzut-o, chiar nu știu cum. Era 150, parcă, nu? 200 lei. 200 era? Ce parcă frumos. Acum nu știu, nu știu nici aia. Care era diferența față de asta? Nu, e deci chiar ușor de montat. Bun, deci... revenim cu filmulețul mâine, da, când îl și probăm. Da, o să pornim. O să mă uit la prima pornire, să-mi fac benzină și sunt mai multe. Da. Bun, ce părere ai, dragul meu? Dezamăgit ești, după cum te văd. Nu e reglată cum trebuie. Deci nu, că nu, deci scrie în carte că nu pot să reglez. Și nici nu mă pricep să reglez la carburatorul celălalt. Deci ar trebui reglat, pentru că pornește, se oprește, dacă pornește, o accelerezi, mai pot lucra cu ea. Înțelegi? Da. Da. Nu, nu știu. Deci ar trebui reglat la... La carburator. Ori la aer, ori la... Nu am uitat, aer ceva, nu știu. Filtru. Ai văzut că un pic am cosit cu ea. Deci o mărs atunci, am dat o jumătate de oră. Da. Dar cum am lăsat-o, cum s-a oprit. Da. Deci nu stă de rog la relantiu. Poate reușim, poate vine mâine careva dintre copii care se mai pricepe. Nu mă fănesc dacă nu știe ceva. Deci, că nu, și el o mai cufășitoarea lui Lidia. Și lemne, câte lemne zici că sunt aici? Am cumpărat? Un peridoc. Un peridoc? Așa se duce la țară. E o remorcă făcută, nu știu. Special, da, de căra lemne, nu? Nu neapărat de căra lemne, dar că nu pot să spun exact. Ca să spun exact, trebuie să le clădesc când... Da, da, da. La un metru. A. Deci, dar eu zic că la... 1600 de lei, eu zic că sunt ok. Deci da, nu, și... eu zic că nu ne-au păcălit de bani. Ce fel de lemne sunt? Este stejar. Deci majoritatea este stejar. Da, mai am văzut ceva fag. Da. Și asta cred că ieșim cu ce mai avem noi. Da, eu așa cred, dar noi avem pentru vreo două luni. Da, încă lemne și cu astea cred că e și iarna asta, așa. Da. Și poate că cumpărăm acum pentru ca să avem la anul să le și clădiri, să nu rămână aici afară. Normal nu iarna să taie lemnele și clădiri, să taie vara. Da, dar acum și noi le facem când putem, nu? Da, da. Deci le facem primul rând când poți. Deci când trebuie și când poți. Așa, odihnește-te, dragul meu. Și viu și te ajut și eu la căra lemne. Odihnește. Da. Până te odihnești, duci lemne? Da. Bun. Închei și filmulețul acesta. Sper că v-a plăcut. Și dacă aveți cumva vreo un sfat cu legătura cu costătoria, deci noi nu ne pricepem. Suntem domn de la oraș. Nu neapărat că nu mă pricepe, pentru că scrie ea fiind în garanție. Da, absolut. Deci aș putea să mă apuc să șurubărez la carburatorul ăsta. Poate și nimeni, adică poate că chiar aș putea să fac ceva, dar dacă e în garanție... Da, nu ne putem băga degetele, numai așa, deci dacă nu-i dăm de capă, doar o ducem înapoi. Da. Cam garanție la ea. Deci, da, absolut. Dar zic așa, poate un sfat util pe care ne-o scăpa nouă acum. Da. Pentru că nu e acum e prima etă, ai cosutoria mână, că nu-s chiar nepricepuți, că mai... Nu am, pe aia altă, că nu mă răstări, îi pun motorul la aia altă. Dacă cupla merge, poți să cuplezi, îi pun motorul la aia altă. Am terminat. Bun, încheiem aici filmulețul. Și e, mulțumim. Este că e nou, când e ceva nou, aștept să fie bine. Absolut. Bun.
Da, vă dorim o seară minunată și binecuvântată. La revedere!